Numărul cazurilor de COVID-19 pozitive sunt din ce în ce mai multe la nivel național. Din păcate, județul Brașov se află de săptămâni bune pe locul al treilea în clasamentul național. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, au fost raportate 95 de noi cazuri de COVID-19. Astfel, gradul de ocupare pe secțiile de terapie intensivă este de 100%. Aceste locuri, practic, e greu să rămână vacante în acest moment. În acest moment, practic, există 100% acoperire, în sensul că toate paturile sunt exploatate, cele 14 pe care le avem pe terapie intensivă în unitatea modulară. Este greu să vă spun că în contextul escaladării avem vreo șansă ca un loc să rămână gol. El se ocupă imediat. Directoarea Direcției de Sănătate Publică Brașov a declarat că paturi de terapie intensivă există. De asemenea, și echipamentele medicale sunt suficiente. Însă marea problemă o reprezintă lipsa personalului medical de specialitate pentru ca toate cele 28 de paturi ATI existente să poată funcționa. Terapia intensivă înseamnă omul care face terapie intensivă. Paturi avem, echipamente avem. Acum ne trebuie și specialiștii prezenți acolo. Deci există o lipsă a personalului medical. Sunt mai multe motive pentru care nu-i avem. Unul dintre ele este că concursurile pe post la ora asta nu sunt permise. Concursurile pe post pe perioadă nedeterminată. Motivația unor specialiști de o competență atât de mare de a veni pe post pe durată determinată este mică. În acest moment există un deficit de 7 medici de terapie intensivă și 16 asistenți. Până astăzi, 7 octombrie, la nivelul județului Brașov, au fost raportate 6.554 de cazuri de COVID-19.